materiale de ședință? Da. Dacă da, să punem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Ordinea de zi se suplimentează cu două puncte. Proiect de hotărâre privind designarea consilierilor locali care să facă parte din Comisia de Evaluare a Performanțelor Profesionale Individuale ale domnului Cornel, secretar general al Comunei Gurabăi pentru anul 2023. Și 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea facilităților fiscale, precum și categoriile de contribuabili ce beneficiază de scutiri de la plata taxelor și impozitelor locale în anul 2024. Sunteți de acord cu suplimentarea ordinei de zi? Să punem la vot și procesele verbale de data de 14-12, respectiv 21-12. Cine este pentru? Să trecem la ordinea de zi. Proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar local al Comunei Gurabăi, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2023. Domnule primar? Mulțumesc, domnule președinte. Vă spun și eu, bine ați venit la prima ședință din anul 2024 a Consiliului Local, o ședință destul de stufoasă. Încercăm să o parcurgem cât mai repede posibil. Pe data de 13 ianuarie, finanțele au închis execuția bugetară a Comunei Gurabăi și după plata tuturor contribuțiilor, a tuturor facturilor, către furnizori, către parteneri și către toate persoanele care la Gurabăi lucrează, inclusiv retragerea către bugetul de stat a unei sume de 1.600.000, am terminat anul 2023 cu un buget excedentar de încă 10 miliarde. Este peste 10 miliarde. Finanțe ne-au lucrat să lucrăm cu rotunjiri, să nu mai lucrăm cu la virgul, pentru că e greu de implementat în program. Am terminat cu 10 miliarde în plus, după ce am achitat ori. Inclusiv la alimentare cu apă, 11 miliarde 620 am achitat din două facturi. Am plătit inclusiv contribuțiile către Deghea SPC pentru copiii care avem internați în centri, 2 miliarde 920. Deci vorbim de aproape 14 miliarde. Plus furnizori la zi, facturi, fără debite și facturi restante la primăria Gurabăi la finalul 2023. Terminăm cu 10 miliarde în plus. Asta spune multe lucruri, al treilea la rând. Când terminăm cu excedent peste 10 miliarde, asta înseamnă că dacă o comună este bine gestionată și condusă, nu e nevoie să se facă risipă din bani public. Și așa cum v-am obișnuit, dacă la finalul anului am luat de la Căminul Cultural Dumbrava, cu acordul dumneavoastră și vă mulțumesc pentru asta, primul lucru care fac pun înapoi, eu îl pun înapoi bani, știți, de obicei se luau, dar nu mi-e pune nimeni înapoi, îi pun înapoi ca să achităm când va termina constructorul lucrarea. Propunerea este 90.000 de lei pentru Cămin Cultural Dumbrava, pentru proiectul integrat pentru înființarea țelii de canalizare a apei minajere și modernizarea țelii de apă potabilă în Comuna Gurabăi, județul Bacău, suma de 100.000 de lei, vă anunț că am terminat parcurgerea licitației publice, avem firmă desemnată, suntem la faza de aviz de mediu și urmează să emitim autorizația de construire ca să putem da drumul la lucrare. 100.000 de lei reprezintă cheltuieli neeligibile pe proiect, cu consultanța, cu avizele și ce mai e de plătit către apele române. Studii de inundabilitate, studii de afluire și servitude. Modernizarea infrastructurii rutiere de bază în Comuna Gurabăi, județul Bacău, așa cum am aprobat în lunile de luna decembrie, suma de 90.000 de lei, vă anunț că proiectul este depus, este în verificare la AFIR. De aici prevedem să plătim partea de consultanță la depunerea proiectului și să avem bani pentru dadi și pentru avizi. S-a emis deja certificat de urbanism. Pentru înființarea sistemului inteligent distribuției gaze naturale în Comuna Gurabăi cu satele aparținătoare, toate satele, am propus suma de 100.000 de lei. Aceasta reprezintă consultantul la licitație pentru desemnarea operatorului de sistem de distribuții. Aici e destul de, nu e grea ca licitație, e destul de vastă ca documentație. Și respectiv, determinarea prin licitație publică a firmei constructoare. Plus câteva avize. Extinderea rețelei de apă potabilă și branșamente aferente satelor Temelia și Dumbrava. E vorba de acea rețea de extins pe satele Dumbrava și Temelia, care e pe bugetul local. Acolo unde, în proximitatea DG 119, nu există rețea de apă.
Suntem la faza de emitere autorizației de construire, s-a terminat licitația, avem operatorul desemnat, eu zic că în luna martie vor începe lucrările. 403.000, 4 miliarde. Și cu durere în suflet vă spun, construit de către administrativă satul Motocești, Comuna Guravăi, județul Bacău, este de executat. Plătim 217.000 pentru spiritul aventurier a fostei administrații. Asta este situația cu banii care s-au cheltuit, cumpăram jumătate de satul Motocești. Cumpăram o casă, 560.000 de lei cu proces verbal de negocieri cu evaluare, mai investeam un miliard jumătate în reabilitarea ei, dar nu cheltuiam 4 miliarde jumătate pentru un asemenea proiect. Dar, încă o dată spun, tot banii comuni sunt băgați acolo, avem datoria și obligația să terminăm acel fiasco. E pavă. Cam asta este propunerea mea pentru utilizarea excedentului bugetar, dacă sunt alte opinii, domnul președinte, le ascult. Mă scrie la cuvânt? Nu. Punem la vot. Cine este pentru? Toată lumea. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind achiziționarea unor servicii juridice constând în consultanță juridică de specialitate, asistență juridică și reprezentare în fața instanțelor de judecată a intereselor Comunei Guravăi, Primăriei Guravăi, Consiliului Local Guravăi și Comisiei Locale de Fond Funciar Guravăi. Domnule primar? Așa cum facem în fiecare an, pentru continuarea proceselor pe care ați văzut atașate la materialul de ședință, propun aprobarea și încuvințarea Consiliului Local de a contracta servicii juridice de specialitate. Pe lângă micile dosare care sunt, avem și dosare mai grele. În continuare ne judecăm la Cluj de data asta, pentru că antreprenorul de alimentare cu apă fuge când dintr-o parte în alta, își mută lichidatorul de pe insolvență pe alta, noi suntem obligați să urmărim. Eu nu renunț la ceea ce este de drept a Comunii Guravăi. Este un dosar foarte complicat, cu împrejurice de peste 100 de miliarde. Nu știu cât va cuvința instanța să ne dea, dar e dosarul cel mai important pentru mine ca și administrație. Avem obligația să-l urmărim până când instanța va spune că avem dreptul la atât sau nu avem drept. Nu contează. Trebuie să avem o hotărâre judecătorească ca să fim ca și administrație acoperiți că ne-am făcut treaba. Dar ce ne... A întreprins drumuri, poduri, e o asociere așa gogomânoasă. Care a fost prima dată. Trei societăți au fost. Mai avem stabilite ca sarcini, recuperarea de pe la domnul Const niște bani în materie cu căminul cultural Dumbrava. Mai avem un dosar cu domnul Mihal Ceavalerică în cuantum de 1.300.000 este diferența prejudiciului de jumătate, așa cum a hotărât Curtea de Apel Bacău în sentința cel ce privește pe Chelmuș și pe Lupu. Deci acolo instanța de apel și de fond consemnează faptul că jumătate din vină aparține și lui. S-a fost deschis dosar în acest sens. Plus, alte dosare mărunțișuri cu domnul Spătar, astea mai obișnuiți, adică nu e ceva extraordinar. Fond funciar și mărunțișuri. Structura primării prevede un consilier juridic, însă acesta este debutant, nu poate reprezenta încă instanță până la definitivarea stagiului. Fapt pentru că avem acoperire legală pentru a contracta serviciile unui avocat specializat. Mulțumim. Dacă sunt înscrieri la vot. Supunem la vot. Cine este pentru? Trecem la proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind declararea de utilitate publică de interes local a obiectivului de investiții, extindere rețea de alimentare cu apă potabilă în Comuna Guravăi, județul Bacău. Conform cu numărul 22 din 2027, din 12-2022 și acordul de scoatere definitivă din circuitul agricol al terenului în suprafață de 1000 de metri pătrați, extravilan, arabil, identificat prin număr cadastral 60.445, bun care aparține domeniului privat al unității administrative teritoriale, Comuna Guravăi, județul Bacău. Domnule Bacău, domnule primar, ce spune? În cadrul investiției pe care o derulăm la momentul de față, Consiliul Județean Bacău, prin structura de specialitate, a dispus scoaterea din circuitul agricol la suprafețe de 1000 de metri pătrați de teren. Ca să vă explic faptic unde o să vină rezervorul de apă la Guravăi, trebuie scos din circuitul agricol. De la Barbu. Da, de la Barbu, de sus de la Barbu. El, deja am depus documentațiile aferente la OSPA și ANIF. Le-am obținut avizul. Urmează să obținem avizul Direcției Agricole de scoatere definitivă din circuit.
dar lipsește acordul proprietarului, iar proprietarul sunteți dumneavoastră Consiliul Local. Prin această hotărâre consemnăm faptul că suntem de acord cu scoaterea din circuit și montarea acelui rezervor. Înscrie la vot. Supunem la vot. Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind aprobarea consumului mediu pentru auto, vehicule și utilaje aflate în dotarea și patrimoniul primăriei Gura Lui, județul Bacău, pentru anul 2024. Domnule primar? În cuprinsul anului 2024, parcul auto al instituției se va reduce prin ca număr de autoturisme. V-am propus consumul anual. Există și o nouă modificare a ordonanței care, 80, care stabilește plafonul. Nu se poate depăși pe auto mai mult de 200 de litri pe lună pe autoturism. Noi nu am depășit niciodată acest cuantum. Dar a trebuit să stabilim, mă rog, fiecare mașină cu ei și cine o folosește, ca să nu mai fi amestecată la un loc ca fiind toată primăriei. Astfel, Dacia Duster, Bacău 05 PGV, vor folosi demnitarii primar și viceprimar. Dacia Logan, Bacău 99 PGV, serviciul de servicii administrat de unii public și privat. Dacia Logan, Bacău 88 PGV, scuze, eroare în cuprinsul proiectului de hotărâre, o va folosi compartimentul poliției locale în toate activitățile, inclusiv însoțirea funcționarilor în deplasare. La limita maximă prevăzută de lege este 200 de litri pe lună de autoturism. Pentru demnitar nu se aplică limită maximă. Dar în cuprinsul anexii am stabilit limită maximă pentru cele trei autoturisme. 200 de litri pe lună la Duster, 200 la Logan, 200 la celălalt Logan, atât de prevede legea. În rest, sunt aceleași consumuri. Consumuri alocate anul trecut, pe care nici nu le-am atins, nici nu le-am depășit. Mulțumim, îmi scrie la cuvânt. Supunem la vot. Cine este pentru? Toată lumea. Proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea drepturilor salariale ale funcționarilor publici și personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului, Comunei Gura Lui, județul Bacău, în anul 2024. Domnule primar? Aduc aminte de Nicolae Ceaușescu, proiectul de hotărâre. Momentan ne bucurăm, dar tot în cuprinsul anului acesta o să modificăm grad de salarizare datorită faptului că s-au publicat rezultatele recensământului și timpul unui de gradul 3. Dar până la adresa oficială o să menții din proiectul de hotărâre în curs, astfel că nu se întâmplă nimic extraordinar, ci doar majorez cu 5%, așa cum spune ordonanța 115, cuantumurile brute pe care le-au avut față de 2024. Atât au considerat guvernul că merită administrația publică locală, atâta am acordat. 5% și la indemnizația mea, și la viceprimarului, și la toți angajații, 5% mergem în tandem. Înscriere la cuvânt. Supunem la vot. Cine este pentru? Toată lumea. Proiectul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ din Comuna Gura Lui pentru anul 2024-2025. Este aceeași menținere a rețelei școlare care am obținut întotdeauna, cu școlile pe care le știți, cu grădinițele pe care le știți, doar numărul puțin de elevi diferă. Proiectul a primit avizul inspectoratului școlar, avizul conform, pentru care vă supun aprobări în forma prezentată. Dacă sunt înscrie la cuvânt, supunem la vot. Cine este pentru? Toată lumea. 7. Proiect de hotărâre privind valorificarea prin vânzare a unor bunuri scoase din funcțiune aparținând patrimoniului privat al Comunei Gura Lui. Domnule primar? E vorba de două autoturisme pe care nu le mai putem folosi. Conform rapoartelor de evaluare pe care le-ați avut la dosar, m-ar costa mai mult să le repar decât să le, casez. Nu. Și-au făcut treaba, și-au atins stagiatura, n-au costat niciun ban bugetul local, au fost primite prin transfer fără plată. Poate Mercedes-ul nu se țină la un stadiu de uzurată de avansat, dar motorul de 2000 benzină cu un consum de 17% nu poate fi compatibil cu ceea ce îmi doresc eu de la o administrație eficientă. Adică nu vreau să mă plimb cu Mercedes-ul pe consum de 17%, că pot să merg cu Duster-ul pe 7,5%. Adică când merg eu, ca și cu Mercedes-ul, mergeau alte două mașini. Cred că am demonstrat de fiecare dată că încercăm să facem economii, să terminăm anul cu plus.
vom scoate la vânzare autoturism, dacă se vor găsi doritori, se le cumpere din prima, dacă nu din a doua, știți procedura. Se scade din quantum până să ajunge la o negociere directă. Nu mai am, cel puțin cu Loganul nu mai, ne-a fost refuzat și ITP-ul, Rugina este prezentă, nu-i rău ca motor, ca și funcționare, dar caroseria, îmi spune cuvântul, nu ne mai face nimeni ITP-ul cu Rugina pe care, pe care o are. Dacă nu scrie la cuvânt, să punem la vot, cine este pentru? Toată lumea. Proiectul numărul 8. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică în condițiile legii a unui lot de teren în suprafață de 316 metri pătrați, aparținând domeniului privat al Comunei Gurabăie, județul Bacău. Domnule primar? Mai vinde un teren la rotunda, dacă lumea dorește, de ce să nu vinde. E vorba de un teren de lângă o casă pe care un cetățean a cumpărat-o. Își dorește un spațiu mai mare de a avea, mă rog, un spațiu disponibil ca și curte. L-am identificat, este aparține domeniului public, domeniul privat al Comunei Gurabăie, se află în locația Rotunda și o să-l vindem la licitație conform legii, conform cadrul de sarcini pe care l-ați avut la material de ședință, aveți raport de evaluare la el. Nu e o sumă mare, dar vine, nu pleacă. Să punem la vot. Cine este pentru? Toată lumea. Proiectul numărul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii perioadei contractului conform actului adițional numărul 7 a contractului de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport de deșeuri municipale în județul Bacău, numărul 180 pe 2957 din 6-5-2015, încheiat cu SECE compania Rompres Service S.A. Domnule primar. Proiectul ăsta, știți, de hotărâri, v-am anunțat de el de ceva timp. E pe principiu, e posibil să nu-ți convine și dacă nu-ți convine, ce faci? Nu s-a depășit cota de bun simț în tarife, lucru care mă bucură. Sunt pe locuri unele majorări, pe locuri unele micșorări, de rămânem tot pe acolo, știți? Dar e cumva principiul pumnului în gură. Și dacă nu apropii, nu ești de acord, ce să faci? Așa că vom continua așa cum v-am anunțat cu Romprestul încă 2 ani, perioada contractuală este 2 ani zile, în speranța că în acești 2 ani cineva se va gândi să facă o strategie privind serviciul de colectare și transport de deșeuri la nivelul județului Bacău, așa cum trebuie, în interesul cetățeanului și nu în interesul operatorului de transport. Dacă toți suntem la capitolul gestiunii și colectare de deșeuri, poate hotărârea de Consiliul Local privind stabilirea taxei salubrizare la persoane a trecut la nivelul prefecturii. Hotărârea privind persoane la juridici nu va trece de control de legalitate. Nu vor mai accepta, așa cum am propus-o, per angajat. Ați văzut discuții în mediul online, sunt convins că ați văzut. Vor să o implementăm exact ca la UITUS. O să așteptăm adresa de la prefectură cu privire la, mă rog, solicitarea de revocare a hotărârii și inserarea unei hotărâri conform legislației în vigoare. Eu am încercat să evit momentul ăsta, dar îmi pare rău pentru operatori economici. Să ne cântărească gunoi, nu? Nu, sigur că ar fi, asta ar fi fost super să vă cântărească gunoi. Tu să dai gunoi pentru fiecare angajat, plătești gunoi pentru fiecare angajat. Mai plătești taxă de mediu. A băgat economii circulare, a băgat seghere, ori o să fie bine, o să plătim la deșeuri de... Momentan, a spus, e politica pumnului, adică nu e politica pumnului în gură, dar nu ai altă, n-ai altă variantă. N-ai un operator, să vezi. Dacă nu ți-o mai primi un prestul la viitoare, eu vă spun că avem toate instituțiile de care n-ați auzit niciodată, le avem aici. Așa că... Da. Nu are rost să mai discutăm pe subiect, eu vă propun să-l aprobăm, m-am uitat la quantum-uri, v-am spus, mă așteptam să se depășească cu mult mai mult bunul simț, nu s-a depășit, e acolo, s-o mai întoarce puțin mă brav, așa. Dacă mai sunteți scris la cuvânt, să punem la vot, cine este pentru? Toată lumea. Trecem la proiectul numărul 10, proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. Așa cum v-am spus, trebuie să alegi președintele ședinței cu o lună înainte, ca să intre în vigoare hotărârea, să poate fi comunicată, fa pentru care vă rog să nominalizați președintele ședinței pentru lunile februarie, martie, aprilie 2024. Eu propun. Vă rog. Domnul Jean Marius.
Nu sunt propoziția, nu sunt neapărat. Ei, nu. Ai 15 ani, adică nu ești mai consilier. Dar mai sunt și alții noi care sunt intrați. Să fii noi acolo. Cam toți au fost. Toți noi au fost. Deci toți noi au fost. Au fost două ori la presidare. Nu au fost, dar au fost. Nu au fost toți la presidare. Da, da. Toți au fost. Andrei a două ori. A doua propunere, Panțelul Mădălin. Mădălin. Deci, în primul să vă spun un lucru. Și mandatele anterioare, când nu era poate liniștea care au fost în Consiliu, tot timpul erau așa, întotdeauna, într-un mandat, toți consilierii locali au fost măcar o dată președinți de ședință. Trebuie ceva normal. Ceva legal, nu normal. S-ar putea să fie luna lui februarie pe care am vrei, acum nu știu sigur, din amor. Asta nu-mi place. Cine a făcut rabat de la regulă? Nu era o lege asta, era cea prevoțată la fiecare parte. Rămâne domnul Mișoar și după aceea, dacă nu accepte data asta. Da, din două pregi, acum vor pui cu zonă, pastosul, vreau pe pregi lor. Care nu mai fost? Problema nu mai fost. Doamna Vârlan a fost. Doamna Vârlan? Da. Domnul Gaman a fost, domnul Sandu a fost. Din ăștia doi, Mădălin sau doamna Vârlan? Doamna Vârlan. Doamna Vârlan a plecat în februarie. Nu, 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 doamna Vârlan, acceptați? Acceptați? Ce să? Să punem la vot? Da, aș vrea că da. Nu prea sunt cronometru de la servici. Dar aveți hârtie. Când participați la alegeri, gândiți-vă și la situația asta. Serviciu. Corect. Eu știu că pe timpul lui Andreescu nu vreau să-l scot acum în evidență pe domnul Andreescu. La ora 9 toată lumea. Facea ședință. De când a venit domnul Pașcu, cum a avut consilieri la orele 16, la 18, la 20, mai facem un șpriț. Când participați la alegeri, trebuie să vă asumați și riscul ăsta. De serviciu, legea vă permite, nu vă dă nimeni afară. E un pic, să știți că e un pic și anapă, dar să tot pun un consilier, să vă băi, dar sunteți 15, chiar din 15 numai unul de 3-4 ori sau 2-3, nu e așa, nu e așa. Ca bineînțeles, așa este o cutumă la nivelul Consiliului, o știu eu din 2016, indiferent din majoritățile formate în Consiliul Local, fiecare consilier și-a deplinit măcar o dată funcția de președinte de ședință. Mai sunt 8-9 luni până la alegeri, 3 luni și am închis cutuma. Suboniți, la pe cine? Pe cine? Am comunicat la toți când a intrat președinte de ședință, ați primit toți hotărâri acasă, că sunteți președinte de ședință. Normal. Nu, dar la serviciu prezintă invitație, da? Să nu i-o dați electronic, îi dați scris fizic. Consemnați-vă după procesul verbal că domnul Vișan refuză nominalizarea. Cine nu a fost? Pe cine a fost? Domnul Vișan? Domnul Panțelu și doamna Vârlan. Hai să facem așa, dacă domnul Panțelu este plecat în, o să fie plecat în luna februarie și nominalizăm, o să fie trei consilieri care o să semneze în locul lui. Că așa spune codul administrativ. Și atunci aprilie și mai, și atunci martie și aprilie. Da, o să fiu eu. Deci vreți dumneavoastră, domnul Gaman? Da, să fie. Cu toate de la început, trebuia să facă rotația. Când propuneam președinte de la PNL, că a fost PSD, a fost pro-România, când am propus de la noi, ați întors invers. Eu am lăsat. Prima dată s-a început cu pro-România. Eu aș vrea să fii din cei trei care nu au fost, ca să recunoaștem. Mai sunt 9 luni din mandat. 3 luni, unul 3 luni, altul 3 luni, altul. Eu susțin pe domnul Panțelu acum, dacă nu veți fi în februarie, o să semnăm, o să contrasemnezi alți 3 consilieri în locul lui. Uite, avem deja un locuitor. Câte ori mai stat de plată? Și-mi stat de plată? La serviciu, nu la primărie. Deci, haideți, ca să vedeți la vârf. Punem la propunere pentru Mădălină. Ce le-am mai învățat? Toată lumea, da. Trecem la proiectul numărul 11.
proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 142 din 25 septembrie 2023 privind aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii cazului și în anul 2024. Domnule primar, nu trebuie să rog taxa de salubrizare și mă aduc aminte în ianuarie. Așa am văzut și anul trecut, dar aminte. Nu putem să încasăm taxa acolo pentru că nu se prestează servicii de salubrizare. Zona nu este locuită și nu avem cum să instituim debit la case de unde nu se prestează serviciul, ar fi ilegal. Dacă mai știu, nu scrie la cuvânt, dacă nu punem la vot, cine este pentru? Toată lumea. Proiectul numărul 12. Proiect de hotărâre privind adoptarea unor măsuri administrative și bugetare pentru anul 2024. Domnule primar? Am stat mult cu proiectul în dezbatere pentru că au apărut o grămadă de modificări pe final de an și nu mai știam, nu vreau să mă dublez cu cele prevăzute deja în legi, de dragul de a umple hârtiile. Și am rămas așa, cu anul 2024, în bugetul local comunii Gravăi, în continuare, nu vor fi prinse sume de bani pentru cursuri formale inițiale sau continuu, deci nu merge nimeni la cursuri, cu excepția cazului în care acestea sunt bugetate din proiecte cu fonduri locale, adică nu le plătește primării. Dacă sunt din alte parte, poate să meargă toți cât de câte ori vor. Deci nu se mai gândească angajați primării din alte părți. Nu. Nu. Sunt discuții la nivel de județ, alte primării se acuză că o costa mai mult. Să știți că perfecționarea angajatului este o obligație. Deci este o obligație legală. La câți angajați are primării, odată la 3 ani, măcar fiecare angajat a trebuit să ajungă la cursul de formare. Să știți că asta nu că e un moft. La ce hemoragie legislativă au fost în anul 2023, nici noi, eu, domnul secretar, domnul Șoara jurist, nu mai știm ce legi să mai citim. Și care cum să le mai interpretăm. Că fiecare le citește pe un cant. Nu mai spun de alte compartimente. Deja, ca să știți, de la 1 ianuarie, legea ajutorului social a fost abrogată și s-a modificat prin legea 196-2016, care trată în vigoare, se numește legea venitului minim de inserție, care schimbă în totalitate calimera cu social. Dă-le bani mai mulți, ca să te indice. Dă-le bani mai mulți, dar nu mai intră pe țară. Nu. După care, în anul 2024, în continuare, mențin interdicția de a achiziționa calculatoare, laptopuri imprimate sau multifuncționare, un mobilier de birou, cu excepția cazurilor în care acestea sunt bugetate în proiecte cu fonduri externe, adică nu-i plătim noi, extern cadrat personal în loc prin posibilități stabilite de lege, sau sunt necesare unei construcții nou recepționate ori pentru secție de votare de pe raza comună. Referatul necesitate și achiziția vor fi elaborate distinct pentru fiecare caz în parte. Avem din nou o problemă, ordonanța 115 din 2023, continuă o măsură în ordonanța 34 din 2023, care ne interesează achiziția de mobilier. Împreună cu aparatul de specialitate am decis că o să facem un memorandum la minister, să ne deblocheze, ne dea voie să facem achiziții de mobilier pentru Căminul Cultural Dumbrava și sediul administrativ la Motoceci. Nu cheltuie o sumă extraordinară, mă gândesc la 50-60 de mii de lei, niște mese, niște scaune, niște draperii și niște mobile de pus pe pereți ca să ai o depunere în Dumbrava. Adică nu mă gândesc să investesc și de miliarde, ci pur și simplu strictul necesar ca să fie mobilate și utilate acele investiții. Tot în anul 2024, mențin același plafon cu reparațiile pentru utilaj din parcul automatic Gravăi, nu l-am depășit anul trecut, îmi propun să nu depășim nici la măsă, 100.000 de lei cu TVA inclus. Totodată, cu excepția funcției de șef SVSU, în anul 2024, coordonatorul de credite nu va iniția procedură de recrutare de personal. Nu mai angajez pe nimeni, indiferent de posturile vacante. Persoanele care vor... posturile vacante vor fi acoperite prin delegare de atribuții, exercitare temporară, detașare, ori alte posibilități stabilite. În continuare, în anul 2024, mențin intenția de a se închiria utilajele doar cu acordul dumneavoastră că prin hotărâri Consiliul Local, funcționarea dumneavoastră public, deși acum este mai eficient energetic. Asta nu înseamnă că nu ne prin mine să mai păstrăm niște bani la bugetul local prin două programe. Creșterea gradului de colectare și încasare a veniturilor proprii. În continuare mențin un target de 10% scădere la gunoi. Să știți că în anul 2023 domnul viceprimar împreună cu structurile din subordine și poliția locală și-au atins targetul de la 560 ceva de toni. 79, 380. La 380 au crescut, au scăzut foarte bine. La 5,7 la 67,98. Deci de la 5 tone și ceva pe an, am ajuns la aproape 70 de tone selectiv pe an și ne propunem să creștem în continuare această cantitate. Cam astea sunt măsurile pe care mi le propun
în anul bugetar 2024 pentru o mai bună conduită fiscal-bugetară la, la nivelul Comunii Bravo. Dar cine scrie la cuvânt? Dar cine este pentru? Raport privind starea economică socială a Comunei Gurabăi în anul 2023, domnule primar. Domnule președinte, am rugăminte. Treceți la suplimentarea ordinii. Deci lăsați raportul pentru ultimul punct. Proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali care să facă parte din Comisia de Evaluare a Performanțelor Profesionale Individuale ale domnului Panțăru Cornel, secretar general al Comunei Gurabăi pentru anul 2023. Domnule primar. Așa cum facem în fiecare an, știți foarte bine că secretarul general al Comunii este evaluat de comisie în care face parte primarul sau reprezentantul lui și doi consilieri locali din rândul consilierului local desemnați. Pentru acest lucru, vă rog frumos să faceți propuneri pentru consilierii locali care vor face parte din comisia de evaluare a activității secretarului. Propuneți? Dacă sunteți de acord, putem să mențin aceeași comisie, deși n-ar mai fi chiar indicat că 2-3 ani la rând nu dacă de dar. Nu poate domnul secretar să ia cuvântul în cadrul proiectului de hotărâre. Când vizează fie. A cine a fost în anul trecut? Cine a fost? Da, eu pot să mențin ideea în sine, deși, v-am spus, 3 ani la rând, aceeași comisie, știți cum, mai schimbăm, mai amestecăm. Că după aia zice că s-au format prietenii. Propuneți de asta, domnul. Acum nu vreau, Marius, până acum nu vreau. Nu, dar ce am plăcut și ești cu ce propun pe domnul Tătar. Dacă o poți să l-am plăcut. O propunere, domnul Tătar, cine? A doua. Și a doua? Va trebui să vin la primărie, să semnez niște hârtii, știți foarte bine. Doamne, la ce? Doamne, la tot aici aproape? Da. Domnul Tătar, primul vot, cine este? Pune la vot, cine este pentru? O dată, doamna Ienache, al doilea vot. Doamna Ienache? Sau că se propune? Proiect de hotărâre privind aprobarea facilităților fiscale precum și categoriile ce beneficiază de scutiri de la plata taxelor și impozitelor pe anul 2024. Haideți să vă mai prezint una din nu știu, din noutățile la care iau cunoștință prin măsurile ce se modifică legea. În codul fiscal, de la articolul 456 încolo, sunt prevăzute scutiri prin lege, de la taxa pe teren, la taxa pe clădire. Totodată este un articol acolo care spune Consiliul Local poate aproba. Poate. Ei, cuvântul ăsta poate, în temei juridic, nu înseamnă că își aprobă. Iar interpretarea este dacă Consiliul Local nu s-a pronunțat asupra acelor scutiri, ele nu se aplică. Fapt pentru care m-am nervat și ieri a stat până la ora 5 la prebărie și am făcut copy-paste din codul fiscal ca să dăm scutirile prevăzute în codul fiscal la veterani de război, la persoane cu handicap, știți, la acelea clasice. Da. Dacă noi nu ne pronunțăm asupra lor, ce ele nu se aplică. Pentru asta avem acest proiect de hotărâre, totodată ca și o noutate, deși nu știu dacă se încadrează, dar am spus că să fim și noi în ton cu ceea ce merge în vest. 50% scutim impostul pe clădirile care sunt, ați văzut, reabilitate cu, pe cheltuială proprii, energetic sau cu panouri fotovoltaice, ori cu instalații de tratare performante a apei uzate. Nu știu dacă este cazul, dar dacă se practică și e un lucru care ar, nu știu, ar impulsiona construcțiile noi și din punct de vedere energetic, eu zic că e bine să prevede. Nu știu dacă se încadrează cineva. Dar am pus ca să fie. În rest, sunt toate scutirile, am scutit inclusiv rezervația biosferii de altitudine. E de așa. Înscrie la cuvânt? Supunem la vot, cine este pentru? Toată lumea. Suntem la raportul privind starea economică, socială și de mediu a Comunei Gurabăi în anul 2023. Am dorit să fac un altfel de raport față de anii anteriori, în care făceam toți angajații, mi-aduceau pe birou cifri, date exacte, virgulă, cât s-a investit, cât s-a încheltuit. Am făcut un raport mai colorat, mai, nu știu, mai apropiat de realitatea din teren. M-am chinuit tare mult să aleg din fotografii, că sunt câteva scutii de fotografii bune în anul 2023. Și am schițat, zic eu, principalele reușite ale noastre ca administrație în anul 2023, care au avut un impact definitiv pozitiv în viața comunității din Gurabăi. Și evident am început cu alimentarea cu apă,
care a crescut gradul de acces în comună. Am continuat apoi cu modernizarea lunatului public, cu asfaltarea străzii Pătrășcani, cu începerea reabilitării drumurilor locale, cu terminarea digului în partea de jos a Trotușului. Fără niciun ban de la Comuna Gorăvăie, chiar dacă unii spun că am plătit din bugetul local, eu vă spun încă o dată că nu s-a plătit niciun leu din bugetul local. Am dat omul la 16 milioane? Dar nu până pe de-aia. Nu, băieții pentru septembrie. S-au plătit din banii apelor români, aproape 20 de miliarde. Nu sunt din bugetul comun. Investițiile de extindere rețea de apă, tot ceea ce am derulat ca evenimente culturale artistice, aducerea eroului Turturic acasă, faptul că și anul ăsta am reușit să ne premiem copiii sub diferite forme, fie că au fost pachete, fie că au fost bani, fie că au fost laptopuri, fie că i-am dus într-o mică excursie, toate fac parte din reușita mea, dar și a dumneavoastră ca administrație care v-ați dat pe deplin aport. Ca anexe la raport, aveți și situații financiare, situații scriptice, câte certificate de decens, câte... Astea cred eu că sunt mai puțin importante și mai puțin relevante în viața omului de rând. Degeaba îi spui omului că ai avut buget total de nu știu cât, când el nu a văzut nicio realizare în dreptul lui. Omul din teren trăiește prin ceea ce vede că se întâmplă în jurul lui. Mai puțin din cifre de astea sterpe, de asta v-am propus un alt fel de raport. Raportul primarului nu s-a aprobat, se ia la cunoștință. Și dacă credeți că... Da, văzut acolo foarte multe nașteri. Completă, da, văzut, da. Alea sunt certificate de deces sau nașteri date de către noi, ca primărie. Ele se mai completează cu nașterile de pe raza altor OAT-uri care se completează la Serviciul de Evidență Populară. Dar nu vă imaginați acum că... În general onești. Cam dat pe din afară în, așa. Ca și reușite, v-am spus, a fost un an bun pentru Comuna Gorăvăie. Îmi doresc ca anul 2024 să fie măcar la fel de bun în ceea ce... Ar trebui să fie mai bun. Ce privește reușite. Sunt multe necunoscute, domnul Antoi. Necunoscute îl trebuie aflat, doar că era să zic. Da. În schimb, să știți că încheie anul 2023 cu zeci de drumuri de București, la cel mai înalt nivel, sute de drumuri de Bacău, pentru interesul publicului din Comuna Gorăvăie, pentru diferite proiecte de investiții. Ce îmi propun anul ăsta, știți foarte bine, terminarea accesului la apă potabilă în toată comuna. Deja, când o să dea vremea mai bună, o să înceapă lucrări la extindere rețea de apă, că aici pun accentul. Semnarea contractului cu Ministerul Dezvoltării pe canalizare și proiectul integrat, așa cum îi spunem noi, definitivarea drumurilor locale prin CNI și începerea construcției stației de epurare și stații proprii de apă, ca să ne vedem ajuns și ușor, ușor, proiectul este unul greu, este prevede 59 de stații de pompe, este vast, nu-l voi deschide în toată comuna odată, sub nicio formă, că știu ce am învățat cu alimentarea cu apă, o să încercăm să etapizăm câte un sat, câte două, ca să nu creem până seama ce ar însemna să dai drumul la 6 sate, să te apurte să fac canalizarea unui apă. Dacă la apă s-o mai cărit acolo la 80-100 de centimetri adâncime, gândiți-vă ce înseamnă la canalizare, care îți duce mult, mult mai adânc. S-ar putea să fie zori cu 4 metri adâncime. Asta o să iasă din proiectare. Din proiectare vă dați seama că e un proiect complex. Dar este un proiect pe care eu sunt convins că o să-l vedem realizat. Adică început în perioada următoare. Am depus, așa cum v-am spus, pentru încă 3,1 km de drumuri comunale, așa cum v-am prezentat în hotărârea aia. Suntem în evaluare. Îmi propun, evident, terminarea căminului cultural de acolo pentru a îndeplini și această promisiune față de cetățenii de acolo, terminarea sediului administrativ de la Motocești, primul rând de alegeri o să fie în iunie 2024, îmi doresc ca toți cetățenii să aibă acces la, să-și exercite dreptul de vot în condiții decente, nu prin case praznicale, nu prin școli, cât s-ar putea de mai mult să scoatem din sfera școlilor,
secție din Botaș, nu mai perturbăm activitatea școlară. În rest, v-am zis, îmi doresc exact numai lucruri bune pentru comunitate. Poate vă sprijină Consiliul Județean și pentru terminarea drumului județean 119. Este depus proiect? Este dată autorizație în sensul ăsta? Da, numai colțul ăsta mai rămas, că restul termina cu capăta. Nu, păi capăta, da, că restul pe la Sărata, pe la ajunsă Nicolae Bălcescu, deci nu mai e. Deci primăria Brava a emis avizul pentru reabilitarea acestui drum, în schimb este prevăzut ca un tot unitar. Este prevăzut din TCR până în capăta, tot tronsonul, inclusiv partea de zona asta industrială unde sunt plăcile de beton. Este un proiect, până într-un punct, pe principiul străzii industriilor, pe care l-ați văzut deja implementat. Se dorește a fi finanțat prin AFIR. Valoarea lui este de 60 de milioane de euro. Nu vorbim doar de turnarea asfaltului. Vorbim de podubenii, cu stabilizare de teren, vorbim de refacerea podului la podubenii, vorbim la podul strânt, vorbim de la acolo în curbă cum ești la Dumbrava, la Chiosa. Și acolo fugi terenul, mai avem la Spătarul, pe dealul Anii, mai avem o zonă unde fugi, acolo vorbim de piloni forați. Proiectul este unul amplu. Eu am încredere că Consiliul Județean îl va gestiona așa cum trebuie, dar nu cred, nu are rost să spun niciun, nu cred că este un proiect ce se va derula anul acesta. Oricum, la legătura cu fundul Răcăciunea, că trebuie pod mare. Dar nu s-a dat și deci, în momentul când îi face opțiunea cu celălalt 119. Foarte complicat să ascultați, da, foarte complicat să expropiezi. Eu am încărcat vreo două ori prin ăla și... Nu-i prins. Nu-i prins. În proiect e prins atâta capăta și TCR... Este foarte complicat la voi să mai expropriezi fond de pădure. Deci ajungi la niște costuri de nu se mai merită. Deci, nu știu cum s-a întâmplat ca să fie fond de pădure pe acel drum județean. Uitați-vă doar la porțiunea dintre Parava și Parava, doar pentru faptul că trebuie să intre nu știu câți metri în stânga în pădure, nici acum n-au obținut avizii de la Ministerul Mediului. Nu înțeleg, vă trebuie sau 4 metri într-o parte. Este, eu zic că nu vă imaginați ce înseamnă în momentul de față politica din mediu. Doamne ferește să mai găsești și un gândar de ăsta comestibil, că e jale. Ne-am spus pentru toți. E jale. Deci nici nu o să năsoați drumul la Parava? Că se revocă. În drumul la Parava, nu știu ce să vă zic, este în proiect, bani ar fi, din ce am înțeles, problema e avizul din mediu. Eu vă mai dau un exemplu punctual acum. Am 4 luni de zile de când aștept, nu mai aștept la stație de pompe, un contor la sediul poliției care vreau să-l dau acolo. Și nu cu telefoane, cu zeci de telefoane. Sun inclusiv poliția, domnule, dați-ne contorul. Și ai un avizator ca Delgazul. Dacă nu îi spune că în 6 luni, iar la 5-a lună și a 30-a zi, îi spune contorul. Avea unul plus. Dar nu ne ajută cu nimic, cred că mai găseam și noi. Asta îl plăm noi, nu? De zic că le-au de acasă, la mine. Am glumit. Când ai de avizator, la apel român, de cât timp stă un studiu? 4 luni? 3 luni. 2 studii. De unul de inundabilitate, unul de afluere și servitudine. Pentru care am fost trimis la București, m-am întors la București, că de fapt tot bacul face. Deci, nu mai poți să mai pui tu, dar îți dai toată silința să faci. Dar când te-ai lovit de avizatori, nu mai ține de tine. Vestitele de agenții. Agenții, exact. Comitete și comiții, dacă le știți, când te-ai lovit, ele nu mai ține de tine. Deci nu mai ai tu putere. Ca și eu și ce le-aș face. Ce armată își face cu ei. Da, dar uite că până face armată, fac ei instrucții cu noi. Și au legi care îi favorizează. Au doar legi favorabile. Deci au doar legi favorabile. La stație de epurare, deci veneam cu stanția exact pe limita de inundabilitate. Și o să o mut măcar un metru. Dacă o mutăm, și trebuie să o mutăm un metru, ne lovim de versantul ăla, versant, acolo, la groapa de cenușă. Deci nu e un pârâu care de așa. Cred că era soluții să-i facem un șanț, o rigolă, care să ocolească stația de epurare. Când auziți soluțiile astea, astea sunt toate cheltuieli neeligibile din bugetul local. Pentru cei care toți spun că, domnule, fondurile europene nu s-a tras, nu se fac. Toate se fac. Dar la fiecare proiect în parte,
ai contribuția ta. Dacă nu ai, nu poți să dai mai înainte. S-a emis autorizația de construire la centrul de deșeuri de la Motocești. Săptămâna aceasta scoatem la licitație pentru desemnarea constructorului. În cadrul proiectului va fi reabilitat, zic eu, dar doar la nivel de pietruit, drumul de acces pentru utilajele care vor construi acolo. În februarie lansăm licitația cu privire la componenta 15, mobilier în școli, dotări inteligente. Este un mare proiect, o mare piatră de moară acest proiect. Toți consultanții așteaptă lumină de la minister. Până la urmă ne prinde aprilie, pe Paștele și o lumină. Iar la fel pe componenta, pe componenta 10, suntem la DTAC, emiterea autorizației. Foarte greu. Foarte, foarte greu. Nu că nu vrem noi ca primar. Eu m-aș duce și mâine. Atâtea condiții și atâtea lucruri care se succes de pe o zi pe alta, încât la un moment dat nu le mai ții minte numărul modificărilor și încep să obosești, pentru obosesc. Schimbările astea care, stai, nu e așa, ba nu, acolo nu, nu băgați intravenant, ba băgați intravenant, după aia nu-i bine intravenant, scoate-ne intravenant, doamnă, eu nu mă acolo trag mai încolo și acolo mult mai încolo. Toate se fac dintr-o firmă, adică de asta, toate. Săptămâna asta am terminat și raportul Curții de Conturi la raportul de follow-up. O stat 3 zile, adică aproape 2 săptămâni, ca și toată trecută. Nu am venit să stăm mult, asta o știam de toată trecută, am stat 6 săptămâni. Suntem relativ ok, fără prea multe probleme, mai avem niște lucruri de pus la punct pe partea de contabilitate, sunt niște lucruri care trenează nu de un an, 2-3, sunt niște lucruri în evidența contabilă care vin de undeva din urmă, cred că cu 15-20 de ani, care nu sunt puse la punct. Și aici, în mare parte, este evaluarea patrimoniului. Tot timpul s-o făcut repede și pe brânci. Adică, hai să fie, că vine curtea, pac, pac, ei. De la un an la altul, nu te uite a ce-ai băgat în contabilitate. Au fost o clădire, a fost un leu, tu ai băgat 1,5 lei. Și există decalaj între evaluări, ele trebuie aduse la un numitor comun. În rest, nu sunt sume imputate nimănui, nu sunt prejudicii create nimănui, niciunui constructor de pe timpul meu, din 2020 octombrie până în prezent, care primăria vor avea derulat lucrări, nu i-au fost imputate sume. Asta înseamnă că lucrăm cu deviziile acolo unde trebuie să fie. Nu există suspiciuni de fraudă. Ei continuăm activitatea, control intern managerial, proceduri interne. Astea sunt chestii mai mult de prețogărare, dacă mă înțelegeți. Că noi cu asta ne hrănim. În rest, am observat că o parte dintre dumneavoastră au început campania electorală, dar au început-o prin niște plângeri fără rost a diferite instituții și este urât că și-au reclamat colegii de Consiliul Local. Dar asta o să urmărească, mă rog, instituția respectivă, dacă e cazul să facă lucrări sau nu. Eu v-aș trebui ca să încheiem mandatul așa cum l-am derulat timp de 4 ani de zile, fără să ne reclamăm unii pe alții, fără să ne bălăcărim. Fiecare este liber să candideze, este dreptul fiecăruia să candideze, nu poate obliga decât dacă are interdicții prin lege. Eu nu mă opun niciunei candidaturi, le doresc succes tuturor candidaților la alegeri locale din 2024, dacă sunt și la alte funcții mai superioare, le doresc succes și acolo. În schimb, v-aș ruga să menținem decența cu care v-am obișnuit în ăștia 4 ani de Consiliul Local Administrației pe care l-am condus. Să ne bazăm pe respect reciproc, nu-i normal să ne facem plângeri pe la integritate, pe la tot felul de instituții, în speranța că ce? Că mă va condamna pe mine sau pe alt consilier local, nu mai poate candida pentru niște chestii de 2 lei și 35 de bani. Astea sunt lucruri, cum asta o să spun, din urmă. Dacă nu lăsăm lucrurile din urmă să se ducă acolo unde este locul, nu e cât de mic vor lua ca și comun. Și eu pot să fac plângeri, și eu pot să fac reclamații, și credeți-mă că reclamația mea, dacă o fac, are greutate. Dar nu ăsta e scopul. Nu ăsta e scopul meu ca primar, să fac reclamații, să mă apuc acum de făcut poliție politică la nivelul comunii Gravăi, pe X sau Y vrea să candideze sau nu. Eu aplic legea așa cum am învățat-o.
am asigurat întotdeauna toți consilierii și toți angajații de respect reciproc și consider că așa ar fi frumos să încheiem un mandat, zic eu, bun și reușit pentru Comuna Gura Voi. Ce vor decide oamenii pe 27 sau 29 septembrie este decizia oamenilor. Nu o putem influența prin două, trei plângeri împotriva lui doamna Ionachie sau al lui Ștefăniel sau al lui... Da, astea trebuie să ne iasă din obicei. E urât pentru un mandat derulat frumos. Cam atât am avut să vă spun. Ne vedem la următoarea ședință, care sper să fie pe buget. Mulțumim, domnule primar. Acum sunt înscris la cuvânt, la secțiunea diverse. Mulțumim, declarăm ședința.